râul Colentina prin Pantelimon. Aici un fel de sălbăticie, junglă de ambrozie. Acolo e Cernica, pădurea, mănăstirea Cernica. Probabil de pădurea, de jungla asta de ambrozie, vinovat primarul de Pantelimon, județul Ilfov, sau poate Ministerul Transporturilor. Ambrozia asta poate acum nu mai are polen, are deja semințe, dar la anul o să explodeze în august, septembrie, din nou cu polen, care o să se ducă și în Pantelimon și la Cernica, la mănăstire, și în capitală, unde sunt 2 milioane, 3 milioane de locuitori, dintre care zeci de mii, probabil, persoane alergice. Și legea interzice. Obligă autoritățile să stârpească ambrozie. Ia uitați-vă câtă ambrozie pe marginea drumului. Degeaba avem peisaj frumos, oraș mare, dacă n-avem gospodari. Nu mai zic de alte gunoaie și forme de poluare de aici. Respirăm ceea ce merităm.